11.076, care de fapt este drumul 11.074, din coace din plan, care e făcut pe schiță. Drumul 11.074-75 apar la consumul popular al municipiului Focșani. Drum de utilitate. De utilitate. Publică, drum de exploatare. De exploatare. De utilitate publică. Da. Conform hârtiilor pe care le-ați condus. De la cadastru. De la oficiul de cadastru. Da. Și că e proprietatea, că e proprietatea primăriei. Spuneți-mi ceva, când ați primit autorizație de construire. Da. Bănuiesc că v-ați interesat. Sigur am un drum pe unde să circul. Da, exact, am fost la UCPI, am scos planul respectiv cu drumul, ne-au dat voie să circulăm, între timp s-au schimbat comandanții, a venit unul altul, a început să spune, domnule, vă închidem drumul, vă închidem drumul. Aici schițele arată foarte clar unde MAPN-ul a făcut schimb cu primăria, unde îi predă primăriei, unitatea militară, da? Predă la Consiliul Popular al municipiului Focșani, terenul are o suprafață 3.900 de metri, situat pe teritoriul municipiului Focșani, în afara perimetrului construibil, în punctul de șoseaua de centură. Deci șoseaua de centură a fost predat către Consiliul Popular, exact, la către momentul acela. Da, da, e singurul act în care, cu proces verbal în care se arată foarte clar că primăria este proprietarul terenului. Uitați. Pentru că ei au făcut un schimb și că au luat în altă parte undeva. Au intrat, deci de ei au mutat suprafață care au... Nu mai puțin. Drumul, uitați aici, foarte clar. Aici arată pe schiță drumul Tarlaua, deci aici total 11.075, drumul cu 11.074. La ei apar în schițele lor făcute la armată, că ei și le fac regim propriu, drumul 11.076. Ați înțeles? Deci nu mai apare 11.74, apare 11.76 și 11.75 după. Deci cel marcat aici cu albastru este drumul primăriei, care intră în unitate. Ei au intrat, au avut gardul pus până în drumul primăriei și au mutat gardul în Tarlaua noastră. Au intrat și au închis drumul faptic în teren, a dispărut, nu mai este drumul. Și acum noastră cum reușiți să ieșiți de aici? Păi noi nu mai avem cum să ieșim. Noi am rămas acum cu copii, cu toată lumea, cu asta rămânem închiși aici. Intrăm pe o cărăruie, pe drumul de intrare la teren. Nemulțumirea noastră este că avem drum de acces dat de către primărie și cei singura de la cale singura cale de acces, că nu avem altă cale de a intra la casele noastre, și cei de la armată au venit abuziv și ne închid drumul. Deci problema este în felul următor. S-au intabulat în urma unor schițe eronate făcute în cărțile funciare și acum dânsii vin și spun că sunt proprietari pe terenul primăriei. Cei de la primărie au stat la discuții cu dânsii ca să ajungă pe o cale amiabilă să ne lase drumul deschis. Dânsii nu vor să ne lase drumul deschis, că sunt de la armată. Problema este în felul următor. Conform schițelor cadastrale, drumul apare drumul primăriei. Iar cei de la armată au mutat gardul, au închis inclusiv țevile de la Enet, de la Cuble, au închis în unitate și ne-au închis inclusiv drumul nostru de intrare, de a intra acasă. Cu autoritățile ați vorbit, altă soluție de a parcurge alt drum? Da, am vorbit și cu domnul primar inclusiv și cu domnii de la urbanist, de la juridic. Altă cale de a intra pe acest teren nu există. Există singura cale pe care se poate intra să ajungem acasă cu toți, la proprietățile noastre. Singura cale de acces către proprietăți este acest fund de sac, acest drum care se înfundă aici și pentru care armata face mari presiuni să-l închidă. Drumul lor, acesta nu îl folosesc la absolut nimic, nu pot să iasă din unitate pe acest drum, iau drumurile lor în sfârșit. Nu știu care este înverșunarea și care este utilitatea pentru ei a acestui drum. Drum care este trecut în cărțile cadastrale ca fiind drum de utilitate publică, a proprietate a primăriei. E normal? A venit acum. Da, da, stai ce am venit, erau tu și ei vorbeau, că eu te-l pălă la bidare pe ăsta. Să-l te-l pălă la bidare. Da. Noi susținem că este drumul nostru. Până în 1985, știu că din actele care erau atunci, n-am găsit încă nimic până acum, primăria a făcut un schimb de teren cu armata pentru a putea construi acea magistrală. Ați văzut că există o conductă de termoficare. Și în schimbul acelui teren s-a primit o fâșie de teren, nu știu exact ce lățime are, 7-8 metri, în așa fel încât să avem posibilitatea să construim în zona respectivă acea magistrală.
au trecut ani, așa, la un moment dat, armata a dorit să-și mute limita proprietății lângă celălalt vecin. Cum stai cu fața pe partea dreaptă, cum stai cu fața spre unitatea militară. Și au câștigat hotărârea judecătorească și și-au extins proprietatea, incluzând în proprietatea lor, inclusiv această țeavă, și mai nou a apărut și racordul cu apă realizat prin fonduri europene. Acum noi încercăm să ne câștigăm dreptul de proprietate și în aceste condiții am dat în judecată.